Umor îi primim deja ca pe frații noștri. Vine de departe, așa că hai să auzim cele mai tare aplauze pentru Sen Maru! Ok. Music one, please. Music, please. Doamne, ce-mi place. Come on! Let's go! Let's go! Pasta! Da! Thank you! Facil, facil! Ta-da! Metal ring! Next object, ta-da! Tipat! Very fragile, made of ceramic. Păi am avut motive tradiționale, am avut tot felul de butaforii dintre astea care au legătură cu zona asta lor, cu arta ceaiului, cu umbreluța. Ai văzut ce bine manipula el umbreluța aia și toate obiectele de pe umbreluță. Foarte bine. Clar că umorul japonez este minimalist. E clar că japonezii reușesc să facă un număr artistic, dacă nu de umor, cu foarte puține elemente. Un ceainic, o umbrelă, câteva linguri. Tratam așa cu ușurință că noi acum doar vorbim, dar era foarte greu. Acolo e nevoie de precizie, de exercițiu, de ani de exercițiu, de a-ți cunoaște fiecare respirație și fiecare mușchi al corpului. Ok, 1, 2, 3! The tip of the man! Drumstick! Two!
dată pe barbă, pe frunte. Nu cred. Ba da, ba da. Asta e autopedepsire. Ce a făcut domnul? Ai văzut, mă, ce înseamnă? A făcut flotări. Ai văzut ce înseamnă cultura japoneză? Că aici, la câte greșeli au fost, ce trebuia să facă concurenții care au greșit? La ce greșeli au fost? Două ture de planeta Pământ. Sorry. Stăteam așa și mă gândeam la un moment dat, în timpul numărului lui, bă, cât de important este în viață să poți să te focusezi. De seama că omul ăla, în timp ce face lucrurile respective, nu are niciun alt gând. Că dacă pentru o fracțiune de secundă ar avea un alt gând, la revedere. Apreciez asta enorm, enorm, enorm. Yeah! Ai comedie fără pauză și porție dublă de ai umor pe Antena Play. Așa că abonează-te pe Antena Play ca să vezi edițiile integrale ai umor și tot ce nu s-a văzut la TV. Hai, Antena Play!